Acest program este sponsorizat de Maurer Imobiliare. Vă salutăm și ne bucurăm tare mult că a venit și ora 3 pentru a ne putea întâlni împreună într-o nouă ediție de Vorbă cu Doctorul. Sunt Consuela Bălașa, gazda voastră și de această dată și da, vreau să vă reamintesc că pentru că suntem live, ești foarte important pentru noi și poți lua legătura cu noi. Asta înseamnă că ne poți scrie întrebările sau ne poți suna pentru a ne adresa întrebările pe care tu le ai. Psihoterapia pentru copii este o metodă de tratament psihologic adaptată vârstei și nevoilor copilului. Există o credință eronată că cei mari au probleme mari, iar cei mici au probleme mici. De fapt, problemele sunt la fel pentru toți, pentru că fiecare vârstă se confruntă cu greutăți care nu trebuie neglijate. Așadar, și cei mici au nevoie de consiliere psihologică pentru a trece peste diferitele traume care apar, de exemplu, după divorțul părinților sau din cauza decesului unei persoane dragi, în general, după o schimbare majoră în viața lor. De ce este important să mergem cu cei mici la psiholog, chiar dacă ei nu își exprimă neapărat dorința? Cum ne dăm seama că cel mic are nevoie de ajutorul unui specialist? Oricât de mult am vrea să-i protejăm pe cei mici, problemele apar inevitabil. Care sunt momentele în care consultul psihologic este esențial? Care sunt marile schimbări în viața celor mici care pot fi depășite mai ușor cu ajutorul psihologului? Care sunt comportamentele care ar trebui să ne facă să vrem să mergem la terapie cu cel mic? Este util să integrăm toată familia în sesiune terapie și de ce? Alina Iliescu lucrează în cabinetul de psihoterapie cu bebeluși, copii, adolescenți, cupluri, familii, grupuri de părinți, educatori, instituții și firme. Alina a descoperit că este pasionată și de cercetare psihologică în domeniul inteligenței artificiale. Astfel a creat un algoritm de personalitate care să-i ajute pe oameni să-și găsească partenerul sau jobul care li se potrivește perfect. Alina, mă bucur tare mult că suntem împreună. Am încheiat anul împreună și se pare că îl și începem pentru că avem nevoie de mici ghidaje așa pe aici, pe acolo, care să ne așa să trăim frumos. Bine ai venit la noi în platou. Bine v-am regăsit. Vreau să precizez că ești psihanalist. Chiar dacă ne numim de vorbă cu doctorul, ne adresăm evident acestei părți de sănătate a vieții noastre, dar și zona aceasta de psiho este foarte importantă a ne păstra sănătoși, cu mintea întreagă, pentru a putea gestiona toate emoțiile corpului care pot genera ulterior afecțiuni. Copilăria este o chestiune foarte importantă și acum în urmă cu o săptămână sau două aveam în platou un medic veterinar. Și stabileam noi că animalele nu ne prea pot spune unde le doare, ce le doare și că e complicat. Și imaginez că și la copilaș este ușor cam la fel. Nu pot spune concret unde, ce se întâmplă, dar observăm comportamente. Și acolo cred că este un semnal de alarmă pe care părintele îl poate traduce, să zic așa, împreună cu un terapeut. Pentru a înțelege mai ușor ce vom vorbi astăzi, vreau să te întreb care este diferența între un psihanalist și un psihoterapeut. Când ajungem la unul, când ajungem la celălalt? Sau care sunt așteptările de la fiecare specialitate în parte? Păi, în general, la noi, în acest domeniu, avem cam 50 de specializări. Doar. În medicină. Cred că suntem oricum într-o expansiune. Și fiecare își alege ceea ce îi se potrivește cel mai mult și în funcție de motivația noastră, dar și în funcție de capacitatea noastră financiară. Pentru că, de exemplu, psihanaliza este destul de scumpă. Uh-huh. Și dacă faci și mai multe specializări în psihanaliză, cum am făcut eu, trebuie să ți le permiți cumva și atunci o foarte mare parte a vieții mele am muncit ca să-mi fac aceste specializări. Însă eu am ajuns aici pentru că mi-a plăcut foarte mult. Nu este o diferență foarte mare între psihoterapeut și psihanalist, pentru că în general psihoterapeutul poate să fie psihoterapeut psihanalitic, psihoterapeut de gestalt terapie, în funcție de în ce s-a specializat el. Uh-huh. Dar dacă ajungem să fim psihoterapeuți într-o anumită terapie, înseamnă că avem specializare pe acea zonă. Și de obicei este bine să mergem în funcție de nevoile noastre. Dacă simțim nevoia că copilul ar avea nevoie de o psihoterapie și observăm niște schimbări în comportament și observăm niște semnale de alarmă, exact cum povesteai tu înainte, atunci trebuie să căutăm un psihoterapeut pentru copii. Că dacă el e psihanalist sau, nu știu, a făcut sistemică sau orice altă specializare, nu contează. Important e să fie specializat pe copii.
Exact cum spuneai, psihoterapia cu copii e total diferită față de psihoterapia cu adulți. Și eu întotdeauna dau un exemplu că dacă mă vezi așa drăguță, în general mă vezi așa și în foarte mare parte a psihoterapiilor îmbrăcate, exceptând când sunt în relație cu copii, atunci sunt mult mai lejer îmbrăcată, atunci stau mai mult pe jos, lângă ei, pe diverse perne, pe diverse scaunele, desenăm, ne jucăm, avem tot felul de păpuși care să poată ilustra diverse personaje din viața noastră, facem role play, facem sand play și de aici o grămadă de jucării care să ne ajute să ilustrăm acea lume a copilului. Dezvoltarea cognitivă a copilului nu îi permite să ne povestească, să ne spună în vorbe ceea ce i s-a întâmplat, însă în joc va transpune foarte frumos ceea ce i se întâmplă, sau un desen, sau un personaj în locul lui care face ceva, și atunci noi ne dăm seama din felul în care se joacă prin ceea ce trece el în viața de zi cu zi. Și ar trebui să facem o diferențiere clară și să înțelegem, acest lucru se aplică și la copii și la adulți și la oricine ajunge la psihoterapie. Noi ajungem la psihoterapie, exact cum spuneai tu, din cauza unor traume din copilărie, din cauza unor traume care, prin simplu fapt că au fost împinse undeva într-o cutie a Pandorei și lăsate și izolate într-un colț al nostru, în momentul în care revin la suprafață, pot crea o întreagă erupție. Adică, de exemplu, dacă în general suntem o persoană calmă, relaxată, dulce, ca și adult, ca și copil, înțelegătoare, empatică, s-ar putea să fie momente în care nu se înțelege nimeni cu noi, suntem isterici, țipăm, urlăm și părem o persoană rea sau părem o persoană care nu face bine sau nu putem să ne gestionăm noi sau copilul, pentru că la copii e mult mai greu să gestioneze emoțiile decât la partea adultă. Și atunci ne gândim, dar parcă eu nu sunt așa, dar parcă eu nu sunt chiar așa de rea, sau parcă eu nu țip, sau parcă eu nu fac lucrul ăsta, de ce acum mi s-a întâmplat acest lucru? Și ni se întâmplă de multe ori ca oamenii din jurul nostru să fie un trigger care declanșează exact ca acea reacție în care pistolul ai apăsat și vrei să împuști pe cineva sau vrei să împuști, să țintești ceva, se declanșează acea explozie. Exact asta ni se întâmplă, se declanșează o explozie pe care nu mai putem controla. Și ce face acea explozie? Ne trage, ne regresează în trecut unde-i trauma. De ce? Pentru că ceva din prezent care replică trecutul ne duce acolo, la acea traumă sau în acel loc. În acel loc în care noi aveam 3 ani, în care ne-a murit cel mai important om din viața noastră, nu ni s-a spus poate lucrul ăla, nu am fost la mormântare, nu am avut posibilitatea să facem doliu, sau a intrat peste copil cineva în casă, sau de aici ajungem la ce ni s-a întâmplat. Pentru că ce povesteai tu sunt semnalele de alarmă și simptomul. Dar întotdeauna simptomul o să apară datorită unei traume, datorită la ceva ce ni s-a întâmplat. Și aici aș vrea să ilustrez cum persoanele care în general au ajuns după gratii. Toată lumea în general are o reacție la ce au făcut, dar foarte puțini oameni îi întreabă ce li s-a întâmplat. Pentru că în momentul în care îi întrebi ce ți s-a întâmplat în viața ta de a ajuns aici, ai să descoperi o poveste șocantă și foarte traumatică de cele mai multe ori. Și ceva ce ai identificat că este o persoană agresivă, descoperi acum că este foarte emoțional, poate. În realitate, este o persoană agresivă, însă dacă a trăit niște traume foarte grele și să ilustrăm puțin, să ne gândim un mediu familial foarte dezechilibrat, în care copiii sunt supuși la tot felul de violențe, în care poate părinții sunt alcoolici, în care există o situație materială foarte precară, în care copilul nu are o persoană de sprijin adultă la care să apeleze constant și în care să găsească acel confort, alinare, iubire și sprijin, și de cele mai multe ori nu sunt îngrijiți nici fizic, nici nu au ce să mănânce și trebuie să devină ei părinți, să se parentifice și să ajute să-și crească frații, pentru că
din păcate, părinții sunt prezenți fizic, dar nu psihic, și sunt regresați și ei la o stare prea mică, poate la vârste prea mici, în care nu pot face față situației prezente. Pentru că și alcoolul e un simptom al unei traume, în care vrei să evadezi de la cei 3 ani în care nu poți să faci față realității, și tu, de fapt, ai o întreagă problemă, pentru că în realitate nu predomină adultul din tine, ci predomină copilul de 3 ani. Care este în acea traumă la infinit și este ca un fel de sentință pe viață. De ce? Pentru că niciodată n-ai ajuns acolo și n-ai avut parte de un sprijin să scoți tot ce e acolo, să scoți tot ce doare și să te vindeci. Și dacă unii dintre noi avem 1, 2, 3, 5 traume, sunt persoane care au 50-100 de traume. De ce? Pentru că mediul familial și tot ceea ce li s-a întâmplat a fost prea greu pentru ei ca și copii să poată să facă față. Însă, pot să zic că începutul carierei mele a avut loc în momentul în care părinții cu copiii au simțit nevoia să vină să ceară ajutor. De cele mai multe ori, acum 20 de ani, adulții nu veneau să ceară ajutor pentru ei, pentru că nu era la modă să vii la psihoterapie acum 20 de ani. În schimb, dacă observau ceva la copil, ceva care îi deranja, atunci preferau să vină și să investigheze și să descopere și să vadă ce se întâmplă acolo. Și așa descopereau încet, încet, că de fapt nu era o problemă al copilului. Copilul manifesta doar o somatizare, un simptom. Adică dacă în momentul în care copilul se tot plânge de dureri de cap, de dureri de burtică, de orice fel de dureri, care nu par să aibă o conotație și fizică, el e sănătos din punct de vedere fizic, sau începe să facă pipi sau caca în pat, devine mult mai agitat, își schimbă comportamentul la școală, poate devine mai agresiv, își schimbă comportamentul acasă, poate nu se mai comportă așa cum suntem obișnuiți, răspunde, devine mai agresiv, nu e atât de atent, e mult mai stresat, e mai timorat, părinții încep să se îngrijoreze și de obicei cer ajutor. Și când facem această evaluare a copilului, includem și familia în general, pentru că trebuie să înțelegem ce se întâmplă în mediul familial sau școlar sau cu grupul de apartenență al copilului, de i s-a schimbat ceva în felul în care se comportă și în felul în care învață și în felul în care doarme. Pentru că pot apărea coșmaruri, pot apărea insomnii și toată viața lui este total dată peste cap cumva. Și săpând și punând întrebări, descoperim de fapt că se întâmplă ceva în mediul familial. Și copiii simt acest lucru și în general copiii preiau toată partea emoțională și o pun în act. De ce? Pentru că din momentul în care bebelușul e în burtica mamei până în primii ani de viață, când începe să învețe să se exprime prin limbajul verbal, el este cablat total la limbajul nostru emoțional. Și atunci el preia partea noastră emoțională. Și dacă, nu știu, este un prea mult la mamă care nu poate să ducă, de exemplu, dăm un exemplu, e o situație financiară care s-a schimbat drastic, nu știu, a apărut un faliment financiar a unui business și atunci mama este impactată de tot acest stres și ea îl transmite mai departe bebelușului, pentru că ea nu mai are același fel de comportament emoțional. Poate nu mai e la fel de atentă la el, poate e mai îngândurată, poate plânge mai mult și nu mai are atâta răbdare cât avea înainte. Și atunci copilul preia această parte emoțională, pentru că el copie constant emoțiile și mimica facială și tot ce vede pe fața adulților și la un moment dat preia și începe să apară diferite somatizări. Inclusiv acești colici de care se povestește atât de mult, de cele mai multe ori nu sunt colici.
De cele mai multe ori poate să fie niște situații foarte stresante în familie. De exemplu, tocmai s-a mutat soacra, cuplul proaspăt căsătorit și există atât de multă conflictualitate latentă sau chiar prezentă, încât copilul o manifestă prin dureri sistematice de burtică. Dacă a plecat soacra, au dispărut durerile instant, a doua zi. Și atunci întotdeauna investigăm și încercăm să înțelegem, de la bebeluși până la adolescenți, ce se întâmplă în lumea lor. Te ascult cu foarte mult drag și nu te voi întrerupe astăzi aproape deloc, pentru că firul logic al ideilor pe care le prezinți este incredibil de util și n-aș vrea să fracționez ceva din mesajul pe care l-ai pentru noi. Te ascultam și realizam că da, este important să avem grijă ce pasăm către copil ca și emoție încă de când este în burtică, dar ce facem când apar colicile? Că nu putem să luăm un bebeluș să facem terapie cu el într-un cabinet, sau putem să facem asta? Pentru că părintele se uită la copilul lui și zice, băi, abia vorbește cu mine, ce ar putea să vorbească cu un străin într-un cabinet? Adică de ce ar trebui să plătesc aceste sesiuni? Că practic această comunicare directă nu are cum să aibă loc. Povestește-ne puțin cum se întâmplă terapia cu această grupă atât de mică, pentru că ea este importantă. Foarte importantă. Povesteam la un moment dat că primii 3 ani sunt foarte importanți, sunt cei mai importanți ani din viața noastră. Primii 3 ani ne creează structura noastră psihică. Structura noastră psihică e ca turnul Eiffel. E o structură din metal foarte rezistentă care ne ajută toată viața să supraviețuim, să fim într-un echilibru, să ne fie bine. Și cum am creat acest turn Eiffel, așa o să beneficiem de el toată viața. Și eu întotdeauna le recomand părinților în primii 3 ani să lase munca și hobby-urile și lucrurile care le ocupă prea mult timp și să investească în relația cu copilul, pentru că ce au investit în acești ani o să beneficieze toată viața. Și atunci copilul în primii 3 ani e pe primul plan. Deodată ce începe să meargă la grădiniță, putem să mai respirăm și ne mai reluăm și noi din ce ne făcea foarte mare plăcere să facem. Copiii vin la terapie încă din burtica mamei. Deci am avut cliente care au rămas însărcinate și de-a lungul terapiei am fost împreună și imediat după ce au născut au venit cu bebelușii pentru că alăptau și nu puteai să lași bebelușul prea mult acasă. Și atunci am fost alături de ele câțiva ani la rând până a crescut copilul și veneau împreună la terapie. Însă se vine împreună la terapie cu bebelușul și mama povestește despre ce i se întâmplă. De ce? Pentru că mama și tata au un rol foarte important. Trebuie să înțelegem că în primele luni de viață, de fapt, tata este o prelungire a mamei. Și de fapt mama este o prelungire a bebelușului. Bebelușul este foarte dependent, el nu-și dă seama că ceilalți adulți din jurul lui sunt persoane de sine stătătoare, pentru că el încă nu are o ilustrare a selfului și a lui ca o ființă de sine stătătoare. El, pentru că a fost cablat la cordonul umbilical al mamei, are impresia că încă ei sunt cablați unul la celălalt și toată lumea e cablată la el. Și atunci, în momentul în care el plânge și vine mama să-i dea sân, el consideră că sânul îi aparține și doar trebuie să plângă și apare sânul. Și cumva, la început, mama e doar un sân și ușor, ușor devine o persoană de sine stătătoare. Cam pe la 8-9 luni, când se recunoaște în oglindă, cam atunci își dă seama că ceilalți sunt ceilalți. Și bebelușul nu trebuie să vorbească, bebelușul trebuie să fie acolo. Bebelușul e cablat la emoțiile mamei și atât cât mama înțelege ce se întâmplă, ea îi traduce bebelușului. Bebelușul, în general, nu prea înțelege ce se întâmplă și atunci rolul mamei este să decodifice aceste, noi le spunem beta, aceste semnale pe care el nu le înțelege, că îl apucă plânsul deodată haotic și pentru el senzația e o senzație de moarte. El nu știe că o să vină cineva să-i dea de mâncare. Pentru el e o senzație de neputință maximă și de prăbușire, pe care e posibil în anumite momente să o simțim și noi, când ne simțim foarte neputincioși într-o anumită situație, că nu putem să facem nimic. Atunci înseamnă că avem o regresie acolo și am mai trăit aia atunci. De ce? Pentru că, în general, creierul nostru înmagazinează tot ceea ce ni se întâmplă de când ne naștem și când trăim ceva similar, doar se duce și deschide sertarul cu acel folder.
Da? Și de fapt, mama traduce constant ce îi se întâmplă bebelușului. Mama îi spune, dar nu mai plânge, dragul meu, acum vin să-ți dau să mănânci sau acum te schimb. Și el, auzind asta o dată, de două ori, de trei ori, de un milion de ori, la un moment dat poate să-și ilustreze și el de fapt ce îl deranjează. Mama îi spune, știu că te doare burtica, știu că ai colici, uite acum îți fac un ceai și rezolvăm. Și cumva el așa înțelege că îl doare burtica și că urmează să îi se întâmple ceva pentru că îi se repetă. Inclusiv când încep să crească copiii, noi părinții vorbim pentru ei. Când merg în parc și copilul nostru încă n-a învățat să vorbească încă și nu știu, are un an și ceva, doi și se întâlnește cu alți copii, noi putem să spunem, bună, eu sunt Andrei și eu am 2 ani, pe tine cum te cheamă? Sau la revedere, sau ceva în numele lui. De ce? Pentru că la un moment dat copiii sunt ca maimuțelele, ei de fapt copie la infinit ceea ce văd în mediul lor. La un moment dat o să zică, bună, eu sunt Andrei și am 2 ani, pe tine cum te cheamă? De ce? Pentru că au repetat ceva ce li s-a făcut. Și atunci, chiar dacă ni se pare că bebelușii nu înțeleg, noi în momentul în care ne așezăm și ne jucăm cu ei, noi le explicăm toată lumea. Și mașinuța asta roșie a făcut asta și a intrat în garaj și acum a ieșit cineva. Deci noi tot timpul verbalizăm și vorbim pentru ei, inclusiv ceea ce simt. Știu că acum ești furios, că ți-ai pierdut telecomanda, dar eu am ascuns această telecomandă și îți dau altceva să te joci. Dar îi numim acea emoție și asta facem și în terapie. Noi, de fapt, în terapie recreăm o lume a lui prin cu ajutorul jucăriilor și la tot ceea ce ne oferă cadrul terapeutic și interacționăm, el întotdeauna o să-și aleagă un personaj care face ceva. Și dacă acel copil este bătut acasă, situație care nu se mai întâlnește chiar atât de des, însă de-a lungul anilor ne-am tot și ne tot trezim cu ea, atunci el o să-și aleagă o păpușă care e un adult și o să bată constant o altă păpușă. Dacă la acel copil i-a murit cineva, o să ne ilustreze că a murit cineva. Dacă acel copil are parte de un abuz sexual, o să dezbrace păpușa și o să ne ilustreze acel lucru. Și atunci aici apar traumele. Care sunt traumele de gradul 4? Care ne ajută să înțelegem ce simptom apare. De exemplu, divorțul părinților este o traumă destul de mare. Însă dacă părinții nu divorțează și se ceartă constant și conflictul e foarte ridicat, este la fel de mare traumă. De cele mai multe ori e recomandat să divorțeze și să fie mai fericiți și să investească în relația cu copilul decât să stea și să creeze un mediu conflictual și să creeze un model de relație conflictual în care când o să ajungă adult, o să ajungă la concluzia că nu se merită să se atașeze de nimeni, că nimeni nu merită pentru că oamenii nu sunt buni și calzi și afectoși. Și atunci, de cele mai multe ori, întrebarea e ce e mai bine pentru copil? Și asta întotdeauna o adresăm în terapie. Ce e mai bine pentru copil? Să divorțați sau să fiți împreună? Iar aceste discuții cu toată familia în care copiii sunt prezenți sunt extraordinare. Pentru că de cele mai multe ori părinții nu pot gestiona din cauza acestor trigări și prin simplu fapt când apare acest trigger și apare această explozie, toată partea emoțională și regresia apare și nu mai putem să facem față într-un mod rațional situației. De ce? Pentru că creierul nostru, care în general e rațional, dispare, devine offline. Și apare acel creier arhaic care preia controlul, unde e doar partea emoțională. Care partea emoțională e ca un fel de săgeată. Toate deciziile se iau foarte repede. De asta se spune că, în general, când suntem fericiți, e bine să nu promitem nimic. Când suntem supărați, e bine să nu luăm nicio decizie și să ne mai gândim. Și revenim la traume. Deci, divorțul poate fi o traumă, însă de cele mai multe ori conflictul poate fi o traumă. Moartea unei persoane foarte apropiate, că e vorba de un părinte, că e vorba de un frate, că e vorba de prietenul cel mai bun, că e vorba de un bunic, că e vorba de un profesor, e vorba de o persoană cu care acest copil avea un atașament, o legătură de atașament și pentru acest copil acea persoană era importantă.
plecarea părinților în străinătate sau plecarea unui părinte în străinătate și mutarea copiilor la bunici, care înseamnă un abandon al copiilor, o renunțare a rolurilor de părinți a părinților, uh-huh, și le dai părinților tăi rolul de părinți. Asta înseamnă că se schimbă puțin ceva în aceste generații. Părinții nu mai sunt părinți, sunt un fel de frații mai mari și bunicii redevin părinți. În momentul în care părinții își iau copiii și pleacă în altă țară, adaptarea la limbă, la cultură, la acel mediu e foarte grea de cele mai multe ori pentru copii. Cu cât sunt mai mici, cu atât e mai bine, cu cât sunt mai mari, cu atât e mai dificil. Uh-huh. Și aceasta este o traumă de gradul 4. De exemplu, când apare o boală, sunt copii care au cancer, sunt copii care au tumori, sunt copii care au boli terminale și aceasta este o traumă de gradul 4. Și de aici sunt foarte multe situații, violența în familie, abuz sexual, abuz emoțional, abuz verbal, probleme la școală, profesori care îi abuzează, bullying la școală, orice se întâmplă constant pe termen lung, la care copilul nu poate să facă față singur și are nevoie de ajutor. Și când ajutorul nu vine? Și când ajutorul nu vine și nu are o persoană de sprijin, atunci se închide în el și acel protector al lui găsește un mecanism de a evada din acea situație. De asta sunt foarte mulți copii care evadează în jocuri, evadează în ceva imaginar, mm-hmm, evadează într-o relație cu un prieten, cu o prietenă, evadează în ceva. Și apoi mai târziu, în viața de adult, va evada în alcool, în droguri, în băutură, în jocuri de noroc, în ceva care să-l scoată din realitate. De ce? Pentru că el s-a obișnuit cu acest mecanism de apărare care l-a protejat și îl folosește în continuare. Uh-huh. Iar în terapie noi ce facem? Desfacem aceste lucruri și rescriem anumite mecanisme de apărare sau anumite anumiți protectori care, într-un fel sau altul, acum în prezent, nu-și mai fac efectul. Poate atunci, în trecut, ne-au ajutat, dar acum în prezent putem gestiona situația în mod diferit. Și atunci, de obicei, când suntem într-o situație în care nu putem să facem față lucrurilor, trebuie să înțelegem că am regresat și că momentan nu îl avem pe adult în prezent. Avem copilul care are un an, doi, trei, patru, poate să fie și bebeluș, uh-huh. Și trebuie să luăm în brațe acest copil și să ne dăm seama că suntem copleșiți și să nu mai putem face față situației. Poate suntem la job, poate suntem la volan, poate suntem într-o situație în care trebuie să fim activi și atenți și să spunem, înțeleg prin ce ai trecut, înțeleg că a fost dificil. Nu te pun să te retragi, o să fiu în contact cu tine și cu durerea ta, însă acum am nevoie să pleci puțin, că nu pot să fac față situației, ca să putem respira. Pentru că în momentul în care emoțiile preiau controlul, nu mai putem să facem față situației. Mm-hmm. Și dacă la noi e greu, la copii e de 3, 4, 5 ori mai greu. Și atunci ei se manifestă într-o formă foarte brutală. Emoția e foarte brutală. Ei țipă, urlă, plâng, fac o criză de isterie, fac o criză de panică, fac un atac de panică, în funcție de care e acel lucru care îi ajută să descarce toată tensiunea. Și de cele mai multe ori, pentru noi ca părinți, dacă am trecut prin situații similare și avem traume similare în istoria noastră de viață, avem tendința să reacționăm la fel. Și aici e momentul în care facem acest pas în spate, uh-huh, și înțelegem că a apărut copilul din noi și înțelegem că și noi avem o reacție și spunem că avem nevoie de adult sau de bătrân în acest moment, pentru că e important să calmăm copilul, să-l înțelegem, să-i traducem ceea ce îi se întâmplă. Asta înseamnă să conținem acea agresivitate. Și copiii, când văd acest lucru de la noi, adulții, se calmează. Adică chiar dacă plânge, spunem, am venit să stau cu tine, să plângi alături de mine, până te descargi și îți trece supărarea și apoi putem povesti. Pentru că atât timp cât e foarte supărat, acest creier rațional e offline și nu poate vorbi. Degeaba îl întrebăm. Uh-huh. Dar de ce plângi? Da, spunem de ce plângi, că nu înțeleg de ce plângi. Nici nu poate verbaliza în momentul acesta. Are nevoie să iasă din acea criză emoțională,
să se calmeze acest creier arhaic care e reptilian și el reacționează exact ca un animal. Și în momentul în care a apărut partea logică și rațională a creierului online, atunci e momentul în care poate vorbi și ne povestește. Și atunci, de cele mai multe ori, terapia cu copii nu e o terapie atât de vorbită. Nu-i punem întrebări legate de cum te simți, decât dacă deja a ajuns la preadolescență și poate să controleze această parte verbală. Însă, cât e copil mic, desenează, ne spune o poveste. Și întrebăm ceva legat de personaje. Și asta pot face și părinții. Părinții se pot așeza când copiii sunt mici, se joacă cu ei și descoperă ce li s-a întâmplat la grădiniță în funcție de ce fac acele personaje. De cele mai multe ori copiii nu știu să ne răspundă ce au mâncat la grădiniță. Dar dacă ne jucăm de a mânca la grădiniță și dăm mâncare copiilor de la grădiniță, aflăm ce mănâncă ei la grădiniță, ce fac ei când trebuie să mănânce și aflăm destul de multe detalii interesante. Ne-ai dus puțin și în această zonă de adolescență și preadolescență și da, vreau să atingem astăzi și această zonă de simptomatologie și poate chiar depresie la adolescenți sau copii, pentru că ne gândim la depresie despre adulți. Ce grijă atât de mari pot avea copii sau adolescenții ca să îi împingă către depresie sau chiar mai târziu către suicid. Dragilor, știu că sunteți cu noi și părinți și bunici și vrem să ne scrieți întrebările voastre, pentru că știu că această relație cu copilul de foarte multe ori este una nu neapărat dificilă, cât una intensă. Și atunci, în această intensitate, avem nevoie de un mediator, de un specialist care să ne dea acele chei ca să putem deschide ușile pe care vrem să le deschidem pentru a ajunge la copiii noștri. Este util, este mai rapid o terapie începută de vreme cu copil sau adolescent decât una pe care o aștept până la 20-25 de ani ca să se ducă singur la terapie? Nu, incredibil de bine ar fi să adresăm problema atunci când apare, pentru că putem face atât de multe lucruri și putem schimba atât de multe lucruri. Părinții sunt incredibil de mulțumiți când află că pot rămâne și în terapie și că acest lucru îi privește și pe ei. De ce? Pentru că ei sunt foarte receptivi și vor să învețe și vor să schimbe. De cele mai multe ori vin la terapie și spun: eu vreau să fiu un părinte mai bun și vreau să înțeleg mai multe lucruri și vreau să nu fac aceleași greșeli. Pentru că de cele mai multe ori avem tendința să repetăm ceva ce ni s-a făcut, chiar dacă noi avem impresia că facem opusul, putem face contramodelul doar cât avem energie. Când nu avem energie, ne întoarcem direct la model și repetăm exact ce s-a întâmplat. Și revenind la ceea ce ai zis tu, e important să venim la terapie atunci când simțim nevoia că avem ajutor, avem nevoie de ajutor și pentru noi și pentru copil și vrem să înțelegem cum să gestionăm lucrurile mai bine, personalizat pentru noi și cazul nostru. Și aș vrea să dau un exemplu ca să înțelegem puțin despre ce e vorba și cum putem gestiona practic anumite lucruri. S-a descoperit tot cu terapia că un limbaj al iubirii sunt aceste cuvinte și ascultarea celuilalt. Pentru că a-l asculta pe celălalt creează siguranță și încredere. Și atunci primul limbaj al iubirii, care apare și în relație cu copiii și în relație cu restul persoanelor din viața noastră, sunt aceste cuvinte și ascultarea pe care o dăm în relație cu celălalt. Întrebarea e: ce repetăm noi copilului constant, zi de zi, în fiecare zi? Ce cuvinte îi spunem? Pentru că aceste cuvinte fac parte din investiția pe care i-o dăm lui. Adică eu își cer constant să fie așa. Și atunci, dacă o să-i spunem copilului că e bun și că e empatic și că e un copil deștept și că e un copil frumos și o să-l copleșim cu lucruri bune, el o să se ridice la înălțimea așteptărilor noastre și o să facă lucruri bune și o să aibă grijă să fie frumos și să fie deștept și să facă chestii care să ne încânte. De ce? Pentru că noi asta îi cerem. Însă există și reversul medaliei. Dacă îi spunem nu fi rău și noi repetăm cuvântul rău, inconștientul n-aude nu fi, se aude rău sau se aude prost sau se aude mă enervezi sau se aud niște cuvinte negative,
Aceste cuvinte fac parte din investiția noastră. Și la un moment dat el doar face ceea ce îi cerem. Noi îi cerem să fie rău, să ne enerveze și să fie prost. Pentru că al nostru creier nu aude nu. Pentru că al nostru creier nu aude nu. Aude doar anumite cuvinte care se repetă constant. Și atunci, mare grijă la cuvinte. Chiar dacă ne deranjează ceva, putem să îmbrăcăm acele cuvinte într-un mod pozitiv. Adică, dacă a făcut ceva care ne-a deranjat, îi putem spune într-un mod frumos că ne-am dori să facă ceva altceva. Dar să nu aducem multe cuvinte negative și să începem să fim atenți la ce spunem, să ascultăm noi ce îi spunem copilului constant. Pentru că sunt părinți care vin la terapie și îi spun copilului grasule sau și copilul nu e gras sau îi zic schilodule sau îi zic ochelari cu patru, aragaz cu patru ochi sau îi zic bobocel sau îi zic puiule sau îi zic într-un fel. Și eu când îl întreb, dar este un pui? De ce îi spuneți puiule? Sau de ce îi spuneți grasule, că nu e gras? Ei nu știu să răspundă la întrebarea asta. Nu s-au gândit niciodată că îi repetă constant să fie un pui. Și eu întreb, cum este un pui? Păi un pui este așa, așa, așa. Păi asta înseamnă că în investiția copilului îi cere să fie așa, așa, așa. Și învață să audă ceea ce spun copilului constant și să aibă grijă, în general, să aducă în discuție cuvinte constructive în relația cu copilul, astfel încât în investiția lui și în ce-i cerem să fie ceva constructiv, să fie ceva bun. Da? Trebuie să ne aducem aminte că iubirea pe care o simțim noi pentru copiii noștri, ca și părinți, nu se replică identic. Copilul nu simte același lucru pe care îl simțim noi. Și de cele mai multe ori când întreb părinții cât de mult îți iubești copilul, ei spun atât de mult și întreb copilul cât de mult simt că ești iubit de părinții tăi sau cum simți că ești iubit de părinții tăi, atunci lucrurile acestea sunt cumva, e un lost in communication, se pierde în comunicare ce simțim noi și ce ajunge la celălalt. Și atunci, ca să ajungă ceva mai bun la el și să înțeleagă că îl iubim atât de mult, trebuie să avem grijă la cuvinte și să avem grijă să-i ascultăm. Ei au nevoie să-i ascultăm, să-i înțelegem. Pentru că copilul poate să pară de la exterior că totul e ok. Dar când îl întrebi, ce se întâmplă în lumea ta? Ce te deranjează? Cu ce te pot ajuta eu? Cum pot fi eu un părinte mai bun? Și aici e și cazul copiilor, pentru că și copiii trebuie să întrebe. Mami, ce se întâmplă cu tine? Cum pot fi un copil mai bun? Pentru că e o relație de ambele părți. Da? Atunci părinții rămân șocați. Că eu le explic că la relația de părinți, părinte-copil lucrăm toată viața. Și fiecare trebuie să îmbunătățească ceva ca să schimbe în bine relația. Și trecem la următorul limbaj de iubire. La îmbrățișări. La partea afectivă, la mângâieri, la îmbrățișări și la strâns în brațe și la ținut în brațe și la aceste gesturi fizice, la această tandrețe de care copiii mici au foarte mare nevoie. Și nu doar atunci când dorm. Nu doar atunci când dorm, când sunt treji. Și cu cât cresc, cu atât nu mai simt atât de mult nevoia să-i ții în brațe, să-i pupi, cum erau când erau mici cu orele. Dar tot e bine să mergem spre ei și să îi pupăm în vârful capului sau să-i dăm îmbrățișare. Pentru că îmbrățișările ne relaxează foarte mult. Și ajungem la următorul limbaj, serviciile. Ce facem noi pentru ei? Noi părinții facem foarte multe pentru ei. În principal muncim pentru ei, ca aud asta în toate familiile. Mă spetesc în viață până seara ca să ai tu ce să pui pe tine și să ai tu căietele pe care ți le cer la școală. Da, dar să știi că de cele mai multe ori îți spun asta din terapia cu copiii a căror părinți sunt plecați în afara țării. Copiii nu-și doresc asta. Copiii își doresc ca părinții să fie aproape de ei mai mult, atât cât sunt mici. Când cresc, încep să aibă prieteni, grupuri, cercuri, tehnologie și alte lucruri care le umple ziua. Însă aceste servicii, aceste lucruri pe care le facem pentru ei sunt importante. Și ușor, ușor ajungem la timpul petrecut împreună. Pentru că când sunt mici au nevoie să ne jucăm cu ei, când sunt mari au nevoie să-i ducem la o activitate, să mergem la un film, să ieșim în oraș la un shopping, să-și cumpere haine. Facem alte lucruri.
Și atunci și acest timp petrecut împreună e foarte important. Oricât de puțin ar fi el, el este important. Nu sunt absentă, doar că am primit un mesaj destul de interesant și de lung de la Ionela din Oltenia și ne bucurăm tare mult că ți-ai făcut timp să ne scrii. Vreau să citesc mesajul și dacă ne poți ajuta cu recomandări, cred că este mai mult decât deschisă. Bună ziua, mă numesc Ionela, sunt din Oltenia, locuiesc cu fiul meu, cu Nora și cei 3 copii, 3 ani, 1 an și cel mic de 4 luni. Vă întreb cum aș putea să o îndemn pe Nora mea să vorbească frumos cu copiii, pentru că ea nu vorbește tocmai frumos cu ei. Îi jignește și deși are 3 anișori copilul, ea când se adresează lui că îi pare rău că l-a făcut sau strigă la el, el se retrage. Nu știu cum să procedez, mă doare destul de mult ca bunică. Mă rog lui Dumnezeu să-mi dea înțelepciune. Putem calma din exterior un părinte care poate că se luptă cu propriile emoții și atunci refulează pe copii? Da. În general, când apare o criză în familie, apar țipete. Da? Și în cazul nostru, al femeilor, trebuie să înțelegem că în momentul în care apar copiii, nu suntem ca la închisoare, dar suntem ca la mănăstire. Adică suntem în captivitate. Totul se schimbă în viața noastră. Noi nu mai avem acces la lumea care o aveam înainte să facem copii. Și atunci un animal în captivitate nu o să se comporte la fel ca un animal în sălbăticie. Același lucru se aplică și la noi. Totuși suntem ființe și avem nevoie de libertate. Când o femeie începe să țipe sau apar certuri în casă, înseamnă că e un prea mult pentru ea. Și ea nu mai poate face față. Poate prelua bunica din atribuțiile ei? Poate compensa bunica în vreun fel? Bineînțeles. Primul ajutor și cel mai important e această întrebare. Cu ce te ajut, draga mea? Și când femeia ajunge într-o criză, înseamnă că trebuie să plece de acasă. Are nevoie să-și încarce bateriile, înseamnă că e la minus 300 cu bateriile și are nevoie să plece de acasă, să se relaxeze câteva ore, să iasă în oraș cu o prietenă, să iasă la un film, să iasă să-și cumpere ceva. Și dacă merge până la supermarket să facă cumpărături, tot are nevoie de o pauză de câteva ore din relația cu copiii, pentru că ea se întoarce în același mediu și de cele mai multe ori copiii sunt ca un trigger și ne declanșează, ne regresează la traumele noastre la care noi nu putem să facem față. Și o să descoperim că acea mamă care pleacă 2-3 ore și poate merge să se ducă să-și facă unghiile, să se simtă și ea puțin femeie sau să se vopsească sau se duce la un masaj sau se duce la niște cumpărături sau se întâlnește cu o prietenă, iese din casă, pleacă din acel mediu, când se întoarce va fi mult mai calmă, mult mai relaxată și mult mai fericită că i s-a dat șansa să poată să aibă puțin timp pentru ea. Pentru că de la mame se așteaptă să aibă o capacitate de sacrificiu incredibilă, să fie acolo non-stop și să știi că de cele mai multe ori când vorbești cu mamele în terapie spun, nici n-am avut timp să mă spăl pe cap, uite-te că eu într-o săptămână întreagă n-am avut timp să mă spăl pe cap. De ce? Pentru că sunt acești 3 copii care fiecare vrea ceva și ea nu e singură, e într-un mediu în care ea nu-l controlează. Ea stă cu soacra. Ea e în casa soacrei. Deci el e în mediul soacrei. Și atunci e mult mai greu decât dacă ești singură cu copiii acasă. Dacă iei acea mamă și o pui într-un apartament doar ea cu copiii, ai să observi că comportamentul ei total diferit. Nu mai țipă. Și de cele mai multe ori e posibil să descopere că țipă doar când apare soacra sau când apare soțul. De ce? Pentru că ea, într-un fel sau altul, țipă ca să-și exprime o dorință neexprimată. Ea vrea să spună, vreau să iau și eu o pauză, vreau să plec puțin, cine mă ajută? Și cumva, de cele mai multe ori, femeile simt această invidie pentru soț care poate să plece de acasă la muncă sau pentru soacră care poate să plece să se întâlnească cu prietenele ei, cu o vecină, cu cineva și se simt mult mai relaxate și au unde să-și încarce bateriile și ele sunt acolo non-stop. Eu întotdeauna le explic părinților că și medicii care sunt în gardă iau o pauză. Și atunci întreb, tu de cât timp ești în gardă? Când a fost ultima pauză care ai luat-o? Și cumva
aceste țipete au legătură cu faptul că ea nu are timp să ia pauză și ea are nevoie de pauze. Mă bucur că îmi punctezi această nevoie de pauze, pentru că de foarte multe ori apare această imagine din exterior. Măi, dar este mămica lor, stă acasă cu ei, ce poate fi atât de complicat? Și este complicat, pentru că să stai cu trei copii în căsuță, chiar dacă sunt ai tăi și iubești ca pe ochii tăi din cap, exact, totuși intri în contact cu altcineva, care exact cum îți povestea, ți afectează, îți declanșează niște trigăre pe care nici măcar nu le conștientizez, că nu toți am apucat să facem terapie, poate până exact să apară copii în viața noastră. Am o veste foarte tristă, și anume că emisiunea asta se închide, că mai avem doar 2 minute aproximativ, maximum. Ne-am ajuns să apucăm să vorbim despre simptomatologia copilului care poate are nevoie de terapie, dar toate lucrurile pe care le-am punctat astea sunt extrem de importante și pentru părinți și pentru bunici. Simt foarte multă recunoștință atunci când oamenii ne scriu și se fac vulnerabili, pentru că să dai un telefon, un mesaj de gen la televiziune, exact, este un adevărat act de curaj și ne bucurăm tare mult că simțiți să ne scrieți și mai mult decât atât ne bucurăm că suntem pertinenți pentru voi și că specialistul din platou dă de înțeles că poate să ofere răspunsurile de care voi aveți nevoie. Alina, suntem la final de emisiune. Luăm mai multe nume la rând pentru că ne cunoaștem și surorile din întâmplare. Aș vrea să te întreb dacă avem o concluzie a discuției de astăzi, pentru că personal simt să duc discuția și mâine. Dar vom discuta noi după emisiune dacă reușim să facem acest lucru sau nu. Ce ai vrea să se rețină astăzi când apelăm la terapeut cu copilul nostru? În general, apelăm la terapeut cu copilul și poate și cu nepotul, pentru că exact cum această bunică foarte interesată să ajute și să facă bine a descoperit și își dorește să facă bine, așa sunt mulți bunici și bunice în România care de cele mai multe au venit la terapie împreună cu familia. Ajungem la terapie când ajungem la această criză, când e un prea mult, când nu mai putem, când avem nevoie să descărcăm sistematic tot acest prea mult undeva, pentru că această mămică poate să vină și la terapie. Și în acest moment terapia se face online, deci dacă 2 ore închisă undeva și vorbește cu cineva și descarcă, e un lucru extraordinar. Când există un prea mult, când există o criză și nu mai putem să facem față, e momentul să cerem ajutor. Ionela este pe frecvență și își întreabă dacă ne gândeam la ea. Da, Ionela, ne gândeam și la tine. Ionela este sora Alinei. Îți mulțumesc foarte mult pentru că ai fost cu mine astăzi și abia aștept să putem țara la cale pentru ziua de mâine. Pentru că, da, Alina nu este medic, dar este un terapeut de care avem nevoie pentru a învăța cum să ne trăim și cum să ne purtăm acest corp prin viață, pentru a ne trăi viața la intensitatea pe care o dorim și să ne servească tuturor planul pe care noi le avem în această viață pe care o trăim. Alina, îți mulțumesc tare pentru prezență și pentru deschidere, dar vă mulțumim și vouă pentru că ne-ați urmărit și pentru că ne-ați scris întrebările voastre. Mâine la aceeași oră 3 ne vom reîntâlni pentru că, da, avem nevoie de terapeuții care să ne învețe cum să trăim frumos și sănătos. Vă dorim o dimineață frumoasă și nu plecați pentru că pe AșoTV urmează Fetele de la Fresh Access. La revedere!